Dragul meu, dacă ceea ce ai citit nu trece prin beregata ta, și a făcea gestul acesta, prin beregata ta sângerândă și prin beregata generației tale, ai citit degeaba. Cezar spune așa, bă, ce dacă se schimbă unul, e șansa ca să se mai schimbe încă unul. Bineînțeles, ăla dacă l-asculti 5 minute, te-a hipnotizat pe viață. Merge pe necesitate absolută. Și asta trebuia să facem fiecare, trebuia să îi impunea. Te apuci de treabă, știi, nu știi, te frigi, te lovești, da. E parte din cunoaștere. Rana, durerea. Nu trebuia să am familie. El încerea să dăm și noi totul pe puterile noastre. El ne vedea, adică eram translucizi pentru el. Fragment din dosarul de urmărire informativă Cezar Mititelu. Informator Mara. La orele 18:30 am ieșit din restaurant și ne-am despărțit la stația Piața Universității. Am sesizat la el multă ură față de oameni. E diabolic. Doctrina lui, oricât de greșită, era greșită într-un fel tipic. Toți și-au meritat soarta. Au fost niște sinucideri. Dragă mamă, încep să mă descălcesc din încurcăturile ultimului an. Cât privește drumul pe care sunt, dacă ne uităm cu ochii deschiși în jur, nu toate drumurile adevărate au consecințe plăcute. Te rog să mă ierți pentru toate acestea, dar mi-e cu neputință altfel. Te sărut cu drag. Cezar.